dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Astăzi se întâmplă lucruri pentru care eu m-am pregătit cu acest desfășurător. L-am prins bine și am zis, eu nu fac sport astăzi. Dar dacă voi vreți să faceți sport în această dimineață, să știți că vă venim în ajutor, pentru că o să facem un fel de sport pentru graviduțe. Cred că și unii domni de acasă care ne urmăresc pot să empatizeze cu acest concept, pentru că am mai discutat în trecut despre pictura pe burticile gravidelor și iată că și bărbații își doresc pictură pe burticile de bere, așa că sportul este bun în orice context. Și despre aceste exerciții vorbim cu Andreea Cristina Stoian, antrenor personal. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața și bine te-am găsit! Ai venit cu energie, cu mult roz? Cu accesorii, cu tot ce trebuie. Sunt curioasă, femeile când rămân însărcinate mai pot să facă la fel de mult efort ca înainte? Unde e limita lor? Aici depinde dacă vorbim de o persoană care a fost sportivă toată viața sau dacă vorbim de o persoană sedentară. Bineînțeles că na, fiecare caz este unic și cumva trebuie să mulăm antrenamentele pe nivelul fiecăruia, dar nu există o limită neapărat. În primul rând, femeia trebuie să-și asculte corpul și cumva să încercăm să mulăm antrenamentele și pe ceea ce pe materialul cu care lucrăm. Pe materialul clientului, practic. Vreau să te mai întreb dacă există un număr de zile pe săptămână pe care le recomanzi pentru sport sau tot așa ne ascultăm corpul? Din nou, revenim la întrebarea de adineaur. Depinde. Mișcarea ar trebui să facem zilnic, indiferent dacă suntem însărcinate sau nu. Plimbările sunt incluse tot în partea de sport, până la urmă, și în partea de mișcare, însă ca și antrenamente pot varia undeva de la 2 la 4 ori pe săptămână, lejer. Le ajută sportul înainte de naștere să nască mai ușor dacă aleg să nască natural? Sportul ajută și pe partea de naștere naturală, dar și pe partea de recuperare după cezariană, pentru că noi practic avem și exerciții de respirație pe care le facem ca să ne ajute în perioada de travaliu și în naștere, însă acele exerciții sunt și practic pentru recuperarea de după naștere și după cezariană, pentru a activa mușchii abdomenului și mușchii spatelui să susținem bine toată zona după ce a fost supusă unor greutăți. Din experiența ta, cam cât timp ia unei femei care face sport în timpul sarcinii să piardă din kilogramele în plus pe care le acumulează după sarcină? Presupunând că alăptează puțin mai repede, pentru că este și asta o sarcină destul de grea, undeva la 3-5 luni. Ideea este să nu ne grăbim. Deci, important este să luăm lucrurile pas cu pas și să nu încercăm să grăbim acest proces care ar trebui să fie un proces, până la urmă, natural. Nu trebuie să le pierdem într-o lună că avem un eveniment sau lucruri de genul ăsta, ci trebuie practic să incorporăm mișcarea în viața de zi cu zi și să ne gândim să fim sănătoase înainte să arătăm mai bine. Acum cred că ne ajută puțin și perioada de pandemie, pentru că botezul nu mai e atât de rapid. Cred că e mai greu acum de organizat un botez decât era înainte, atunci și presiunea cumva cred că mai scade. La timp acasă, oricum, cu copilul, poate ne mai ajută și soțul dacă stă și el acasă. Avem timp și pentru noi, poate jumătate de oră, chiar și un sfert de oră pe zi de mișcare poate face diferența. Ne concentrăm în antrenamente pe grupele de mușchi pe care le-ai menționat, pe abdomen și pe mușchii spatelui, sau facem un antrenament full body? Full body, evident, pentru că atunci când ridicăm și bebelușul de jos, ne folosim și brațele, ne folosim și mușchii fesieri, pe care este o presiune foarte mare în momentul în care rămânem însărcinate. De ce? Pentru că vedem poziția, de obicei burtica crește și ce se întâmplă? Începem să alunecăm spre în față și fundul ușor, ușor se duce în jos și începe să se dezactiveze. Și atunci avem nevoie de niște fesieri puternici ca să putem să ridicăm lucruri de jos, să le ridicăm poate cu o mână, că în cealaltă mână avem altceva, rufe sau mai știu eu ce. Și uite, am remarcat că după sarcină, cât e mititel, e mai bine. Dar când începe să acumuleze copilul niște kilograme și ajunge undeva pe la 7, 8, 9, 10, mămicilor le vine din ce în ce mai greu să-și ridice copilul și multe întâmpină probleme de postură și probleme ale coloanei. Aici, tot cu sport, intervenim să corectăm și să ajutăm? Se trage cumva și din perioada sarcinii, pentru că dacă atunci nu facem sport și burta începe să crească și noi ne stricăm postura, asta se va reflecta practic și în partea de după, în care
avem treburi de făcut prin casă sau poate copilul este mare, trebuie să-l ridicăm, noi deja suntem cu dureri de spate de dinainte. Luni de zile dinainte. Și atunci, evident că sportul în sarcină ajută foarte, foarte tare și după, în perioada de recuperare și atunci când copilul este mai mare și ar trebui să fim destul de forțoase ca să-l ridicăm de jos. Dacă mai avem doi, ce să mai zicem? Uite, la asta nu m-am gândit. Dacă sunt gemeni, ce ne facem? Și dacă sunt gemeni, ce ne facem? Ne arăți ce putem să facem înainte ca să preîntâmpinăm problemele? Da. Cu ce începem în această dimineață? Eu, așa, ca o ființă sedentară, o să stau să mă uit la tine în această dimineață. Avem așa, o să facem în primă fază niște exerciții, o să vă arăt cum să respirați. După care o să le integrăm în exerciții și apoi o să facem și niște mișcări de stretching, pentru că nu e de ajuns să fim puternici, trebuie să fim și suple și să putem să ne mișcăm în toate direcțiile și să nu rămânem anchilozate de spate. Perfect, deci începem. Bun. Să respirăm în această dimineață, respirăm cu toții, da? Respirăm corect. Ca să respirăm corect, în primul rând ar trebui să ne ținem mâinile pe abdomen ca să simțim cum se mișcă lucrurile. Și apropo că vorbeam totuși de bebeluși și de perioada în care femeile sunt însărcinate, dacă ne uităm la un bebeluș când doarme pe spate, cu siguranță toată lumea a văzut când stă pe spate cum se mișcă burtica sus-jos când respiră. E, la noi nu prea se mai întâmplă asta. De ce? Că avem o postură de-a lungul zilei destul de cocoșată și atunci începem să respirăm mai mult din piept și mai puțin din abdomen. Și ar trebui să reînvățăm, practic, să respirăm prin abdomen, umflăm burta cu aer pe inspirație și când dăm aerul afară, încordăm abdomenul ca un corset, practic, care se strânge în jurul nostru. Și acum, făcând asta, putem să integrăm și în partea de genuflexiuni, pentru că sunt printre cele mai bune exerciții pe care le putem face, indiferent că suntem gravide sau nu. Și avem așa, inspirăm, umflăm burtica ușor cu aer, ne ducem până unde ne permite mobilitatea, că e până jos, că e până la jumate, nu contează, expirăm, bordăm abdomenul, picioarele și fesier. Deci mai facem încă 5 așa, ca să vedem cum arată. Îmi place că vorbesc la plural și mă integrez și pe mine în exercițiile tale. Bun. Două. Una. Bun. Că nu-i de ajuns să lucrăm, practic, pe ambele picioare odată, este important să lucrăm și unilateral, adică pe câte un picior sau pe câte un braț. Și atunci avem și partea de fandări. Lucrează tot picioare, tot fesieri, însă unilateral, adică mai vine și echilibru undeva, aici trebuie să și stabilizăm mișcarea. Montăm un picior în spate, unul în față, inspirăm. Și suntem atente să facem acel lung de 90 de grade. 90 de grade cu 90 de grade în spate. Putem să mai includem și partea rotativă. De ce? De ce facem rotațiile? Poate suntem în mașină cu bebe și se întâmplă ceva în spate, începe să plângă. Nu zic că ne întoarcem când conducem, evident, dar poate vreau să mă răsucesc către spate și atunci n-aș vrea să rămân anchilozată de spate în momentul în care m-am răsucit. Așa că avem nevoie și de partea rotativă în antrenamentele pe care le facem. Și la fel, putem să pornim dintr-o fandare către în față, nu te împușc. Și pe expirație răsucim, da? Facem încă o dată și cu respirație ca să nu vorbesc în timp ce fac. Și ne răsucim. Eu sunt translator de mișcare în acest moment. Bun, cobor. Atenție că șoldurile nu se răsucesc odată cu mine, da? Șoldurile rămân către în față. Practic sunt pe scaunul de șofer și m-am răsucit din zona de abdomen. Asta dacă vrem să ne și imaginăm că suntem Angelina Jolie într-un film de acțiune și da. Ne facem singure cascadoriile, ca să spun așa. Evident. Bun. Vorbeam de fesier. Evident că noi acum am lucrat picioare și fesier, dar să spunem așa, am integrat totul practic și într-o mișcare de brațe. Dacă să stai cu brațele aici strânse, este ceva muncă. O repetare, două pot fi ușoare, dar de la 10 încep să simt. Și atunci ne interesează să lucrăm și partea de fesier în mod izolat. O să venim pe spate. Același lucru. Umflu burta cu aer. Și strâng fesierul sus. Atenție, mișcările sunt foarte lente. Nu ne grăbim nicăieri. Expir sus, strâng fesierul. Cam asta ar fi. Bridge pose, nu? Așa se numește. Cum se numește? Bridge pose.
Ceva de genul ăsta, asta este în yoga, că știu că tu ai mai făcut yoga, da, este ceva de genul ăsta. Sunt ridicări de bazin în română, ca să le, să le înțelegem. Bun, cam asta ar fi pe partea de picioare și de brațe și de fesier. Ar fi și un exercițiu de abdomen pe care femeile însărcinate și chiar și pe partea de postnatal le pot face și nu sunt abdomene, culmea. Sunt chiar curioasă că am un pic de alergie la abdomene, dacă mi-arăți ceva pentru abdomen care nu e abdomen. Lucrează abdomenul mai bine decât abdomene. O să pornim de aici de sus, avem unghi de 90 de grade și ne alegem o diagonală. Ce diagonală vrem noi? Să spunem piciorul ăsta cu mâna asta. Bun, cobor, expir. Inspir, dar nu desprind spatele. Cam asta ar fi pentru partea de abdomen. Apropo, așa ca și, ca și informație, să știți că abdomenele lucrează cam 20% din partea de cor de abdomen. Deci am făcut degeaba, mulțumesc! N-am făcut chiar degeaba, dar am putea să includem și alte exerciții pe lângă abdomenele clasice pe care le știe și le face toată lumea. Oricum, eu țin minte că începusem să-mi fac undeva la 200 de abdomene pe zi, eram campioană și le făceam prost, adică le făceam chiar degeaba, pentru că nu țineam spatele, zona lombară lipită de podea și nici nu respiram corect. Respiram anapod, dar nu înțelegeam exact ce se întâmplă acolo. Da, decât să facem 200 și prost, mai bine 10. Dacă faceți 10 abdomene în 10 minute și le prelungim, așa le facem super lent, vă garantez că o să le simțiți 3-4 zile bine după. Văd că ai adus și 3 kg cu tine. Kilograme pe care dacă aș mai avea încă o ganteră așa să o transpun 3 de la mine să-ți mai dau încă o ganteră, ar fi ideal. Sunt curioasă la ce folosești ganterele, pentru că eu forța brațelor nu am. E undeva, e ceva latent. Păi hai să vedem. Presupunând, bebe e mic. Da. Nu-l comparăm în momentul de față cu o ganteră, evident. Dar la ce ne ajută? Ne ajută în momentul în care coborâm după ceva, să spunem că nu este neapărat copilul. Poate vreau să iau coșul de rufe, că vorbeam de coș de rufe. Să știu să cobor corect și să iau ceva de jos. La fel, poate nu vreau să cobor pe ambele picioare, poate țin copilul aici și vreau să iau ceva de jos. Nu o să mă plec așa. O să mă plec aici. Aha. Și am expirat. Foarte interesant. Da, deci astea sunt mai mult. Mie îmi place să fac cu fetele și exerciții în care includ chiar accesorii pe care ele le au în viața de zi cu zi, adică poate scăunelul de la mașină al copilului, pe care îl car într-o mână și cu copilul aici. Întotdeauna trebuie să ne gândim că sunt lucruri pe care le cărăm și sunt inegale. Nu este totul egal, nu este totul pe ambele picioare. Și atunci trebuie să ne pregătim puțin pentru partea asta. Mă gândeam așa la comparația între ganteră și copil. Fratele meu a avut 4-400, deci ganteră de 3 kg era așa. Era o pană pentru mama mea. N-am adus aici o ganteră de 10 kg. Cu banda elastică ce faci? Pentru că tot timpul m-am întrebat cum se fac exercițiile. Am și o bandă acasă, este într-o cutiuță, n-am desfăcut-o, aștept să-mi arăți ce pot să fac cu ea. Exercițiile sunt nenumărate. Pot să-ți arăt câteva exerciții prin mișcare, dar asta o să o folosim în mare parte astăzi pentru stretching. O să o vedem în exercițiile de stretching. Însă o bandă de rezistență, o bandă lungă, poate fi folosită în aproape orice exercițiu. Și că tot vorbeam de genuflexiuni și că îmi plac mie atât de tare, tălpile pe dedesubt, pun pe spate și uite cum am o rezistență fără să-mi pun o greutate mare pe spate, de 20 de kg, 30 de kg și îmi ține rezistență în momentul în care vin sus. Da? Asta ar fi pentru spate, pot să lucrez și brațe, pot să lucrez orice. Dar astăzi o să facem partea de stretching cu banda și nu exerciții. Și o să venim din nou de la sol. Pentru că stăm foarte mult în picioare sau nu, în laba piciorului se acumulează o grămadă de tensiune și atunci ca să detensionăm zona asta și să fim siguri că nu ne scapă banda, vine peste noi, am securizat aici puțin piciorul. E foarte utilă această informație, mă văd așa într-un moment de gâgă în care îmi dau cu banda peste ochi. Bun, prind și tot ce pot să fac este să mă joc cu lava piciorului. Pot să mă joc față, spate, da? De aici. Cel mai bine este să le facem evident fără încălțăminte, chiar și exterior, interior. Genul ăsta de exerciții ar trebui să fie făcute undeva la 30 de secunde de 3 ori pe zi, de 3 ori
să repetăm de 3 ori cele 30 de secunde, de 3 ori pe zi. Ce putem să mai facem tot așa? Securizăm, în primul și în primul rând. Venim pe spate și întindem toată zona de picior. Nu stăm cu capul ridicat, stăm pe spate și tragem spre noi. Banda ne ajută să tensionăm din ce în ce mai mult zona din spatele piciorului. Acum aș veni cu o întrebare, dacă în timp ce facem acest exercițiu avem un cărcel, pentru că eu sunt sedentară și mi-am cărcei așa, cum abordăm cărceii? Cum scăpăm de ei? Care e cea mai bună metodă? Am înțeles că întindem mușchiul, ce facem cu mușchiul până la urmă? Îți recomand în primă și în prima fază, înainte să faci partea cu banda, să masezi efectiv zona în care știi tu că ți se pun cărcei. Okay. În partea de talpă, masează. Încercă să lași sângele să vină în zona respectivă, să o încălzești și abia după aia să începi să lucrezi cu banda. Și evident întindem, dacă simțim că doare, evident că dăm la o parte, adică nu ținem poziția dacă simțim că e foarte dureros. Asta ar fi pentru zona de picioare. Unde ne mai doare pe noi? Spatele. Spatele ne doare și când suntem însărcinate și când nu. Okay. O să venim aici, depărtăm genunchii. Tendința este întotdeauna când lumea merge în poziția asta să ducă fruntea în jos. Nu ne interesează să ducem fruntea în jos, ci pieptul. Punem palmele cât mai departe și coborăm pieptul în jos. Detensionăm toată zona lombară. Pot să stau aici, tot așa undeva la 30-45 de secunde, în serii de câte 2-3, depinde cât de bine mă simt acolo. Pot să rămân acolo oricât. Important este să respir constant pe parcursul exercițiului. Mă uitam la tine acum când ai coborât și ai coloana perfect dreaptă. Nu știu, ai avut vreodată probleme cu spatele sau s-au remediat prin sport? Am ceva scolioză pentru că am făcut tenis vreo 8 ani de zile. Oho. Și ca orice copil ne-a scumpărat, am purtat întotdeauna ghiozdanul doar pe o parte. Mama spune să-l port pe ambii umeri, eu eram întotdeauna cu geanta atârnată, însă sunt exerciții care te ajută să-ți îmbunătățești postura și să o echilibrezi. Pentru că o parte întotdeauna fiind mai jos, tindem să compensăm pe cealaltă parte și nu o să facem decât să agravăm și să nu ameliorăm problemele. Însă sportul este, că de-aia suntem aici, sportul este pe primul loc. Uite, poate ne revedem data viitoare și facem niște exerciții chiar pentru spate și mă alătur, promit că vine echipată. Sigur, te aștept. Mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc. Și să știți că după sport, cred că merge așa puțină călătorie și o să călătorim cu cei de la Stems on the Passport, cu Roxana și Costin, într-un loc secret. Seamănă cu India, dar nu e India. Haideți să vedem și să descoperim împreună unde au călătorit ei. Am ajuns în Bikaner, iar după un prânz bine meritat, începem să vizităm, n-am vizităm orașul, vizităm doar palatul. Doar palatul vizităm acum și aici suntem la intrare. O să vedem ce ne spune și ghidul despre... Bine, noi știm câteva lucruri, dar așteptăm să ne spună și ghidul câte ceva. Aici, în această curte, avea loc un fel de Holy Festival, festivalul culorilor, în care regele stătea aici în spate, iar oamenii bărbați în această curte se vopseau, se colorau în toate culorile posibile, se distrau. Dragilor, am ajuns la penultimul nostru hotel. Suntem în palat, efectiv. De 10 minute ne căutăm camera prin tot palatul și nu o găsim. Suntem într-o curte interior. Aha! Aici este camera noastră? Suntem cumva într-o curte interioară și... Aici este piscina? Aici e
Am văzut niște șezlonguri. Deci nu este piscina, dar avem așa. Bikaner este un oraș important în Rajasthan, este încă regat. Bine, regele în momentul de față sau familia regală nu prea mai are niciun fel de putere aici, dar totuși este regat. Orașul are două castele, două palate, un palat mai în centru care este atracție turistică, mai vechi, și cel din spate care este construit în secolul 17. Au locuit aici trei regi. Ideea este că regele, din păcate, nu mai este. A rămas doar regina, care este văduvă cu fica ei, și care au fost nevoite să vândă o parte din palat, o aripă a palatului, către un lanț hotelier, care, bineînțeles, a transformat această latură într-un hotel. În seara asta o să stăm la acest hotel. Pentru o noapte o să simțim și noi cum este să stai într-un palat. Oricum, deja este o experiență foarte interesantă. Abia ne-am găsit camera pentru că este imens. Iar camerele sunt, wow, bine, unele camere. Pentru că din păcate n-am nimerit o cameră, wow. Dar avem colegi, care, prieteni, care au nimerit niște camere demne de un rege. Experiența este minunată. Ce pot să zic? Este impresionant să poți să stai într-un palat adevărat. O nouă zi în Bikaner. Astăzi o să mergem în centru vechi, unde o să avem ocazia să luăm pulsul orașului. O să vedem niște case vechi, fostele case pretențioase ale comercianților din vremurile apuse, undeva din secolul 17. Dar până atunci mai avem, cred că, 20 de minute și profit de ocazie că mai avem un puțin timp să mai colind prin hotel. Am ajuns la piscina hotelului, care a fost, bineînțeles, și piscina reginei, încă este. Această piscină este străjuită cumva de două culoare în fiecare capăt, iar aceste culoare sunt folosite pentru a ne arăta faptul că familia regală obișnuia să vâneze foarte mult. Așa că sunt expuse aici pe pereți, o să vedeți imediat, foarte multe trofee. Cred că deja încep să se vadă. Leoparzi, cerbi. Deci cam așa arată. Încă au rămas. This is our ride. Ia să vedem cam așa. Ce-o fi aici? Costin, crezi că poți să conduci acest vehicul? Bun, iar aici este locul unde o să stăm noi. Deci, interesant. Foarte interesant. Oricum, pare mai spațios ca cel din Jaipur. Nu? Chiar este mai mare. Parcă este un picuț mai mare. Asta este modelul vechi? Da. Uite, are un de tuk-tuk. Dar care este diferența? Deci astea vechi sunt negru cu galben. Așa. Au doar un fac și sunt arată vechi. Și astea vechi au mult plastic, sunt vechi de cu galben. Ok, și asta este un tuk-tuk mai nou, asta nu? Asta este nou. Uite cum are suspensia, arată să nu are nimic. Ok. Pe care îl preferi? Vechi sau nou? Două persoane per tuk-tuk. Hai de aici. Vechi.
Bun, deci acesta este al nostru, Costin l-a ales deja. Ok, și acum ne urcăm. Alexa, Alexa, slowly, slowly you take recording. Yes, you, are you the driver? Yeah. Driver, șoferul nostru. Și acum ne urcăm, Costin, mă urc eu prima? Mă urc eu prima. Ia să vedem dacă reușesc să mă urc. Op, așa. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Se urcă și Costin acum. Opa, se mișcă, opa. Opa. Suntem pregătiți. O să mergem până în centrul orașului. Iar acolo o să avem un tur pietonal. Să vedem căsuțele. Și apoi retur cu aceste tuk-tukuri. Am ales varianta vintage a tuk-tukului. Importante Haveli, care este în spate. Arată exact ca în poze. Este un fel de Platicon Building. Evident că din ultima scenă a acestui vlog s-au desprins foarte multe idei interesante. Am sesizat și un defect profesional pentru că următorul meu invitat a venit cu o idee interesantă, vă spun mai târziu. Înainte de asta aș vrea să vă spun că antrenoarea de fitness frumoasă Andreea de dinainte este iubita lui și cred că este un iubit fericit pentru că el fiind stomatolog stă liniștit cumva, pentru că, na, ea fiind sportivă, nu cred că mănâncă de multe dulciuri și nu face carii, atunci toate bune și frumoase. Iar legat de ultima scenă cu domnul acela cu mustața impresionantă, e bine, Filip Damian, medicul nostru stomatolog din această dimineață, s-a gândit că am putea să folosim mustața pe post de ață dentară. E o idee puțin mai neortodoxă, dar mie mi s-a părut foarte amuzant. Bună dimineața! Bună și mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Da, putem folosi mustața pe post de flos, zilnic chiar. Zilnic, da, trebuie să mergem să-l găsim pe acest domn. Știți, noi am vorbit la matina și avem nevoie de dumneavoastră. Exact. Este adevărat sau nu că Andreea nu prea are carii? Nu prea are, nu? A avut vreo două. Când eram eu student, le-am reparat și chiar acum câteva luni le-am verificat și erau perfecte. Și acum nu mai are. Tare. Am înțeles că tu ai o filozofie deosebită, aceea a stomatologiei minim-invazive, exact. Și a prevenției. Ce înseamnă această prevenție? La ce trebuie să ne gândim? La prevenție mă refer când putem să prevenim apariția bolii. Prin prevenție înțelegem că venim la controle periodic, venim la igienizări o dată la 6 luni, de 2 ori pe an. Acasă ne spălăm foarte bine pe dinți, de 2 ori pe zi, nu trebuie mai mult, nu trebuie să insistăm mai mult.
folosim flosul o dată pe zi. Eu știu că nu e realizabil o dată pe zi, că nici eu nu reușesc să fac o dată pe zi, dar măcar la 2-3 zile putem face asta și ne va ajuta foarte mult pe viitor să nu avem carii sau probleme dentare. Sau dacă totuși avem probleme dentare, venind la control periodic, putem să le găsim din timp și să le adresăm din timp. Așadar, putem să salvăm foarte mult din structura dentară. Putem fi minim invaziv, chiar și pacientul poate fi minim invaziv. Deși tu te ocupi de pus dinți, nu vrei să pui dinți, vrei să salvezi cât mai mult din dintele natural. Exact. Mă ocup și de partea de pus dinți, de estetică, de protetică. Asta în cazul în care pacientul are nevoie, dar pentru pacienții mai tineri este foarte bine să îi înveți din timp să aibă grijă de dinții lor ca la 40, 50, 60 de ani să nu ajungă să ne îmbogățească pe noi. Foarte interesant. Da. Până la urmă, cariile cum apar? Doar de la dulciuri sau există și alte cauze la care ar trebui să fim atenți? În principal de la dulciuri, de la dulce sau de la mâncare care fermentează într-un loc. De exemplu, între dinți, dacă nu folosim flosul, acea mâncare va sta multe zile. Sunt oameni care nu folosesc ața deloc. Gândiți-vă că undeva la 30-40% din toate bacteriile din gură se găsesc între dinți. Cei care nu folosesc deloc, automat mâncarea rămâne acolo forever. Flosuind, creăm între dinți o cale liberă ca să putem igieniza ca lumea. Apariția calilor, după cum am zis, se întâmplă prin fermentarea mâncării. Dacă noi igienizăm corect, acea mâncare nu va mai sta acolo, așadar nu va mai apărea cali. Ele sunt de mai multe tipuri? Cari mici, cari medii, cari mari? Exact, sunt de mai multe tipuri. Se găsesc în mai multe locații, pot fi, cum am zis, între dinți, pe dinți, deasupra, la baza dinților. La baza dinților, cred că e cam nasol. Este nasol pentru că creează niște sensibilități. La baza dinților, acolo, cumva, din cauza gravitației și din cauza zonei, toată mâncarea, practic, se scurge în baza dintelui și acolo va sta pentru o perioadă mai îndelungată. Mai în partea de sus a dintelui, să zic, se produce o autocurățire cu limba, cu obrajii, deci nu stă foarte mult. La baza dintelui și între dinți, chiar și pe dinți unde avem acele fosete, acel relief, acolo mâncarea va sta mai mult. Automat ne dă durere sau sensibilitate. Cum simțim aceste simptome? Este foarte important să venim din timp ca să salvăm cât mai mult din dinte, pentru că dacă stăm o perioadă mai lungă de timp, gen 6 luni, și simțim că ceva nu e în regulă și noi tot stăm, va ajunge să doară foarte tare în primul rând și după aia tratamentul dintelui va fi unul destul de invaziv. Trebuie să scoți nervul dintelui, automat să-l omori. Este mult mai bine să vii din timp și să previi treaba asta. Deci când vorbim de a repara ceea ce am stricat, plomba este cel mai minim lucru care ni se exact. Poate întâmpla. Exact, este primul lucru care se poate întâmpla, plomba. Până la un anumit punct. După aia intră în joc ceramica. Sunt niște piese, datorită tehnologiei și materialelor din ziua de azi, putem folosi aceste piese ceramice foarte mici. Înainte nu se puteau fabrica datorită tehnologiei. Acum putem înlocui chiar și plomba cu această ceramică, care este mult mai durabilă, mult mai estetică, pentru că plomba, până la urmă, noi o facem în cabinet. Eu personal le modelez, mă joc cu ele să arate cât mai bine, dar tot nu va arăta cum arată în laborator. Și asta zic, este mult mai estetic și durabil. Vreau să te mai întreb, ai zis de ață dentară. Am momente în care, deși folosesc ața dentară, am sângerări gingivale. Am înțeles pe parcurs că și dacă sângerează puțin e ok și ar trebui să continui. Nu știu, ce se întâmplă pe termen lung? Dintele gingiei mai puțin sensibilă la ața dentară sau? Asta explicam și Crisei, prietenii mele. Deci tu îi spui Crisa, okay. Crisa, exact. Andreea până acum. Crisa. La început, că nici ea n-a folosit flos foarte mult timp, la început am lăsat-o pe ea și e o întreagă, trebuie să înveți să folosești flosul, pentru că ai văzut, după cum ai văzut și tu, nu poți ajunge în toate zonele, trebuie să miști ața pe degete. Neștiind să faci asta,
ești un pic mai agresiv în momentul în care bagi ața și cumva ea scapă între dinți, există un punct de contact strâns. Dinții stau lipiți. În momentul în care ața trece de acel punct de contact, sare în gingie și de aia se produce această sângerare. Asta odată. Doi, sângerarea ar putea fi totuși din cauza că acolo există placă bacteriană și este o zonă inflamată. Asta ar putea fi a doua cauză. Deci dacă avem sângerări, ar trebui oricum să venim la doctor, să facem o igienizare în primul rând, ca să știm că totul acolo este curat. Apoi trebuie doctorul să ne învețe cum să folosim acea ață dentară. Am tot zis că trebuie să merg, că se împlinește 6 luni de la ultimul detartraj, că trebuie să merg la stomatolog, să știi că după această emisiune o să sun să mă programez. Foarte bine. Mai curând. Cred că la mine e mai degrabă agresivitate și mă gândesc poate o mișcare în zigzag, astfel încât să nu tragi direct în sus, ajută în acesta de mișcare, du-te, vine. Exact, o mișcare în zigzag poate fi și așa, dar trebuie să ajungi să simți acel punct de contact de care ziceam. Trebuie să-l simți ușor, ușor, până simți că scapă. În momentul în care a scăpat, nu scapă tare. E o chestie de exercițiu, să zic așa. Da. Petele dentare cum apar? Eu am una aici și cred că de când mi s-au schimbat dinții și am dinți de adult, cred că de atunci o și am. Adică nu cred că am dobândit-o pe parcurs. Petele dentare pot fi niște colorații din naștere, să zic așa, sau pot fi colorații date de cafea, ceai, tutun. Pot fi și chestiile astea. Se rezolvă unele se rezolvă doar printr-un periaj profesionist, altele se rezolvă prin albire. Deci există deci variante. Se poate uniformiza culoarea? Bineînțeles. Mă gândeam cu groază că dacă o să apeleze la albire, pata respectivă care e mai albă decât restul dintre lui se va albi și mai tare. Mai tare. Este posibil. Există cazuri. Dacă se întâmplă asta, dacă deranjează pacientul, eu sfătuiesc pacientul în primul rând să-mi zică, băi, te deranjează, dacă îl deranjează, putem găsi variante. Putem face o mică găurică acolo să punem ca o fel de plombiță. Putem, nu știu, să apelăm la fațete. Depinde de defect și de cât de tare îl deranjează pe pacient. Nu se vede. Nu se vede, atunci poți. Mai ales că este jos. Jos. Dacă era sus, era o problemă mai mare. Legat de prevenție, de la ce vârstă ar trebui să ducem copiii la medicul stomatolog? E important și în perioada în care dentiția e temporară? Sau? Este foarte important, da. Copilul poate fi dus de la undeva de la un an, doi ani, când îi dau dinții, pentru că chiar am avut pacienți copii care au venit plini de carii și se chinuiau. Am încercat să rezolv cât am putut. Dar i-am explicat și părintelui că în momentul în care îi va apărea dentiția permanentă, atunci va trebui să vină mult mai regulat și va fi dentiția pe care va avea din întotdeauna și trebuie să vină mult mai regulat. Există cazuri de copii care au avut norocul să aibă niște părinți chipzuiți să-i ducă la medicul stomatolog și să n-aibă carii niciodată? Există acest caz utopic de copil cred fără nicio care? Cred că chiar eu sunt acel caz, că ai mei sunt, mă rog, maica mea nu, dar tatăl meu este stomatolog și am fost cumva dus din totdeauna. Am și luat niște tratamente cu flori de mic, ceea ce recomand tuturor, este foarte bun și întărește dintele. Am avut două carii, să zic, dar asta când am crescut și aveam o perioadă în care nu foloseam flosul. Deci am avut două carii între dinți. Foarte interesant. De ce e posibil să avem dinții sănătoși foarte mult timp? Este posibil, da. Dacă învățăm să ne spălăm corect pe dinți și, după cum am zis, venim la controle periodice, este posibil. Noi, între dinți și mai ales în zona din spate, nu ne uităm. Că nu se vede, interesează. Suntem bine în față, exact, nu. Numai doctorul poate vedea printr-un examen radiologic și printr-un control dacă acolo se întâmplă într-adevăr ceva. Ai pomenit de acest tratament cu flor. Uh-huh. Am sesizat că multă lume evită florul în pasta de dinți. De ce se întâmplă acest moment? Poate să păteze dinții, pot crea niște pete albe pe dinți. Floroză se numește. Și până la urmă, florul este de evitat sau nu, de inclus? Este bun. Flor avem chiar și în apa pe care o bem. Nu este de evitat, dar este de evitat într-o cantitate mare.
pentru că, după cum am zis, pot da aceste pete. Pătează dinți. Copiii ar trebui să fie speriați de medicul stomatolog în momentul în care au o carie? În niciun caz. Copilul trebuie luat ușor, trebuie glumit cu el, trebuie să-l iei ușor. Să nu-l chinui, dacă vezi că nu și nu merge, îl mai lași, îl mai chem peste o săptămână. Nu trebuie să-l traumatizezi, pentru că știu cazuri, cunosc cazuri care chiar și în viața de adult au traumă și te chinui cu ei să-i tratezi. Deci nu trebuie. E momentul în care am avut acele două carii în copilărie și mi s-a pus plămbiță, mă simțeam specială. Simțeam că sunt și eu în rândul oamenilor mari, pentru că tot vedeam la oameni lucrări dentare, dinții de metal și am zis, acum sunt și eu adult. Da, pe vremea era cu metal, da, era metalul la modă, să zic. Îți mulțumesc tare mult. Cu drag, mulțumesc și eu pentru invitație. Pentru această discuție, sper că s-au mai lămurit din problemele existente în mintea celor care ne urmăresc. Și pe această cale aș vrea să vă rog să aveți puțină răbdare, pentru că noi revenim, însă trebuie să luăm o scurtă pauză.